Salut! Eu sunt FiboX și ăsta este DDJ 400 de la Pioneer. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Pioneer demonstrează de ani de zile că fiabilitatea bate de multe ori numărul mare de funcții aflate pe un produs. Asta nu înseamnă că produsele Pioneer nu oferă cele mai revoluționare soluții, dar de multe ori, produsele concurenței, deși înglobează mult mai multe funcții, tot nu reușesc să atragă atenția. Consolele au schimbat total fața DJing-ului. Blamate la început, au ajuns să fie soluția ideală atât pentru începători sau amatori, cât și pentru profesioniști. Și dacă vorbim de începători, ne gândim din start la DDJ 400. Soluția ideală pentru început, o consolă de două canale, efecte, paduri, joguri generoase, un layout ce seamănă cu Gamma Pro și software cu licență full Rekordbox DJ. Layout-ul te duce cu gândul la gama Nexus, de la coloristică până la aranjamentul modulului de efecte și a butoanelor de Play Cue. Toate micșorate însă pentru a păstra dimensiunea potrivită unei console entry-level. Mixerul are două canale cu gain, EQ pe 3 bands și filtru. Tot în partea de mixer avem și secțiunea de monitorizare în căști și secțiunea de bite fix. În partea de sus a mixerului, deasupra butoanelor de gain, avem potențiometru pentru browse și butoanele pentru low. Deck-urile au în partea de sus secțiunea de manual loop și butonul de sync. Jogurile au o dimensiune medie, undeva la 128 de mm, sunt sensibile la atingere și seamănă ca design cu cele de pe gama CDJ. Mergând în partea de jos a deck-urilor, observăm cele două butoane de Q și Play. Ele au aceeași formă și același design ca cele de pe CDJ, doar că sunt mult mai mici. Padurile sunt din cauciuc, iluminate RGB și pot modifica funcții precum Hot Cue, Beat Loop, Beat Jump, Sampler, Pad FX și noua funcție Key Shift. Prima funcție care merită menționată este aceea de Beat FX. Modulul de efecte, aflat în lateralul mixerului, te duce cu gândul la gama Nexus. Îi lipsesc însă ecranul și câteva butoane. Toate informațiile despre efect și parametrii sunt redate pe ecranul calculatorului în software. Cu această secțiune poți selecta și activa efecte, le poți modifica parametrii și le poți trimite către unul dintre cele două canale sau către master. Loop-urile pot fi activate manual folosind butoanele de in și out sau pot fi setate cu ajutorul padurilor. Padurile au funcționalitate multiplă. În modul Hot Cue poți seta și controla cue point-urile, în modul Beat Loop poți seta loop-uri, Beat Jump te ajută să faci sărituri prin piesă în sync, iar Sampler îți pune la dispoziție 8 sloturi pentru 8 sunete. Butoanele de selecție a padurilor împreună cu Shift pot extinde funcționalitatea lor. Keyboard Mode se regăsește la concurență sub numele de Pitch Play și te ajută să schimbi tonalitatea cu ajutorul padurilor. Același comportament îl are și modul Key Shift, doar că acesta nu se folosește de cue point-uri, ci modifică tonalitatea în timp ce piesa este în play. Funcțiile creative nu se termină însă aici. Cele două moduri Pad FX adaugă padurilor posibilitatea de a selecta și activa efecte predefinite. Fiecare pad poate avea un efect diferit sau același efect, dar cu parametri diferiți. Jogurile de 128 mm sunt sensibile la atingere și presiune. Așa că atunci când vrei ca piesa să se oprească instant, vei apăsa ferm pe jog, iar dacă vrei să ai un efect de turntable cu o oprire lentă, vei atinge ușor partea de sus a jogului. Faderele de volum se mișcă foarte lin, iar crossfaderul taie foarte scurt și precis. Toate setările pot fi făcute din Rekordbox DJ. DDJ 400 este o consolă entry-level, așa că la capitolul conectivitate avem strictul necesar. Avem o ieșire master stereo de tip RCA nebalansat și o mufă USB 2.0 pentru conexiunea cu calculatorul. USB-ul se ocupă de alimentare, de semnalul MIDI și de semnalul audio. Lângă mufa de master avem și intrarea de microfon de tip jack mare 6.5 și un potențiometru de volum pentru microfon. În partea din față avem un jack mic de 3.5 pentru căști. Lipsește conexiunea jack mare de 6.5, dar fiind o consolă entry-level, nu văd asta ca pe un minus.
Din ce în ce mai mulți producători de console oferă în pachet variantele full ale softurilor, mai ales dacă ei produc și hardware-ul și software-ul. DDJ 400 vine în pachet cu varianta full a lui Rekordbox DJ. Începând cu versiunea 6, acesta este plug and play, așa că nu mai este nevoie de un serial number. Rekordbox DJ este cel mai nou software de mixat și înglobează cele mai multe funcții la momentul actual. Împreună cu diferite produse Pioneer, el poate controla lumini, poate mixa video, poate fi controlat cu timecode și poate fi folosit pentru karaoke cu ajutorul funcției Lyrics. Consola poate funcționa și cu softul DJ de la Algorithm pe telefon, tabletă sau calculator. Pentru a folosi consola cu telefon sau tabletă, ai nevoie de un adaptor USB către mufa telefonului și să achiziționezi softul din Google Play sau App Store. Consola vine în pachet cu un cablu USB 2.0 de 1,5 m, un cartonaș cu instrucțiuni pentru descărcarea și instalarea softului Rekordbox DJ și manual de utilizare. Pentru mai multe review-uri de produse, comparații, how-to și tips and tricks, nu uita să ne dai subscribe și să activezi notificările pentru a fi primul care află despre ele. Acesta a fost DDJ 400 de la Pioneer. Eu sunt FiboX, over and out!